textul verbal al ședinței din 19 decembrie și 9 ianuarie. Cine este pentru? Domnul Cătălin Oniga, ce a zis? Da. Da? Da. În continuare, o să dăm citire proiectului ordine de zi. Primesc numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, inițiator primarul. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea golului de casă, inițiator primarul. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personal pe anul 2024, inițiator primarul. 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Său pe anul 2024, al compartimentului de asistență socială a Său, inițiator primarul. 6. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul 2, 2023, inițiator primarul. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi realizate în anul 2024 de către persoanele beneficiare de ajutorul de incluziune, conform legii 1196 din 2016, inițiator primarul. Și o proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor, inițiator primar. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Suntem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Comisia a dat avizie favorabilă. Supună la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023. Inițiator primarul. Dacă sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea golului de casă, inițiator primarul. Discutim? Supunem la vot. La ce se referă golul de casă? Nu, 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 nu,
funcție de calitatea gradului de handicap. Asta nu stabilim noi, stabilește comisii, Asta noi primim documente că ăsta e persoană cu handicap gradul 1. O să te opui tu cu doctorul, îi stabilește un handicap. Diagnostic, diagnostic. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Asău pe anul 2024 al compartimentului de asistență socială Asău, inițiator primar. Dacă sunt discuții? Să avem o scurtă întrebare. Înțeleg că sunt 19 la... Sunt 19 la 460, 460. Da, care e la muncă. La muncă, da. Efectiv, când ești lucrat de 10 ore? Da. Vreau și 4 ore. Am văzut, am văzut. Nu, n-am văzut de instalare. N-au medicare, n-au astea. Nu știu, nu, când, da, când lidez cu tine, de exemplu, cum a fost, au, dacă nu dau nume în ședință, așa au fost cutit, o reînceput acum... Era o regulă, o practică la ei. Dacă le... Și au medicare, o precare. Da, da, da. Să spună la vot, cine este pentru? Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personale a persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 2023, inițiator primar. Soluție proponerea. Dacă avem discuții? Avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi realizate în anul 2024 de către persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, conform legii 196 din 2016, inițiator primarul. Comisie favorabilă. Dacă avem discuții? Acum venitul minim garantat se numește venit minim de incluziune. Deci nu-i mai este VMG și nu este potrivit legii 196 din 2016. DMI. DMI, da. Aici intrase FEO, Autorația Susținerea Familiei și venitul și ajutorul social. Da. Ia, procenta, deci e sunt o bani, sau o bani. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Și o proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor, inițiator primarul. Comisie favorabilă. Discuții? Este ușoară greșeală de formulare. Noi, Consiliul Local, nu aprobăm strategia Guvernului României. Nu știu, sușim și ne vedem. S-a scălat. Da, suntem foarte legi de toate. Vreau să vă amintesc din adică ce sunt. Deci, așa și de aici. Ai un sushi, da. Dar tot te spui din adică să vă amintesc la America. Nu așa, mă rog, la locul acordului specializat făcului este că s-a zis. Aici am fost și mie. Da, sushi plan. Da, hotărâi așa o să fie, privind însușirea planului local de acțiune. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt discuții, de ce plătim asta? Am o 30 în față, de la Consiliul Județean. Am vrut să vă aduc la cunoștință că doamna azi dimineață a postat pe rețele de socializare un mesaj care e cam dezinformativ pentru cetățenii. Și mi-am trezit o grămadă din cetățenii astăzi să-ți spun că domnule să schide ei din anțare pentru spanomul fotovoltaic și să-l exprim și noi. Nu, adresa sună cam de genul. Urmarea adresei Ministerului Energiei cu numărul 1641 din 10 a 1 a 2024, înregistrată la Consiliul Județean Bacău,
sub numărul 939 din 11 aprilie 2024, prin care să solicită date pentru Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără energie electrică din România, vă rugăm să ne sprijiniți pentru centralizarea cu date specifice conform anexei până la data de 11 aprilie 2024. Anexa e manchetă mare, e dar... Da, avem vreo 10 gospodării, le avem evidență la... Nu. A fost transmisă. Hai să ne spunem exact ce e voia. E vorba de gospodăriile care nu au fost legate cu energie. Da, da, și acolo trebuie să ai autorizații de construcții, să ai documente de instalație. Noi am trimis băieții de la poliție de care se dau comun. Am identificat 0 locuințe. Am trecut de la noi câteva familii care au probleme. La Ciobănuș și Gabor locuiește într-o casă a rudelor. N-are nici rudele aici, nu s-o dezbătut moștenie și n-are nimic. Dar am trecut-o ca să mutăm lista goală. Te duci acolo, trebuie să prezinți act din proprietate, trebuie să prezinți actul de seama. Am trecut, da, pe apa să o să fie papă ăstea care stă la Țâbuschi, acolo, care la fel nu are acte, nu are stă acolo, la satea aia. Așa nu trebuie legat la altfel? Nu. Are un fir tras de la o vecină. Gabriel, dar la fel... Gabriel, papă sau Gleduț, care stă în modulul ăla, am ajutat la modulul ăla, un fir de... Dar nu sunt, da. Da. Au venit cetățeni care au, de exemplu, nealuși călcări. Dar cum da să deschide? Da, uite, am citit mesajul, fost, dar nu, el are OFA, o gospodărie anexă, acolo nu are animale și ar fi dorit să pună. Dar, la fel. Nu are acum. Nu are acum. Nu. Asta e aplicația. Dar ca să ne informeze cetățenii, nu poți să faci o dare pe tată. De asta nu mai face treaba. Dar deja am venit trebuie să fie în primul rând intrat la urmă. Ia-ți o poză la afișa aceea și puneți mă loc, ca să vadă. Da, adică tu intru în polemi și după aia zici, noi stăm în ședință, sunt mă loc, chiar nu am chef să intru în polemi. Vrei mai mulți oameni că să se înscrie pentru panul. Dacă el are 67 de ani și până acum nu au fost tare să stau cu rândul, chiar să fie sănătos. Da, dacă e o variantă și te mă ajută cetățenii, de ce să nu faci? Da, nu e cazul. Asta suntem aici, așa cum se întâmplă. Dar mesajul din Facebook cu 5 adrese e total diferit și... Asta să fie un problemă și după ce că nu lucrează ceva să nivel și acum este pe specială și oricum, nu este de statul. Și asta să fie un soror, ea, la seamă nouă. A doua problemă și cea mai veche și veșnică, cred că e gunoaie. Am trimis băieții la poliția locală astăzi, scriptură o turburea, și din nou am descoperit făptașii, mai mulți, da, proapă de gunoi, efectiv, saci de gunoi. Nu pot să-mi dau seama, doamne, dacă vine mașina la poartă, de ce doamnii altul mă duce pe părău cu două vreau? Și am descoperit o persoană de sex feminin, vârstă, medii, ca să nu zicem și mai multe persoane. Da, nu. Eu cred că are mai mult gunoi și... O să fie, nu putem să-i dau mai mult. Dar nu este iar... Dar trebuie dați un pic, dar nu? Aici e o modificație, dacă strângi tricrenguță, mai am de 5 clase. Până nu se face domnul primar. Până nu mă fie cea de date și nu este. O să le amendăm, dar voi. I-am trimis băieții să nu se poate, domnule, nu se poate. Nu, cred că avem un problemă la cap, noi. Domnule, dacă n-am avea condiții, n-am trece mașina de gunoi la poartă, da, bă, mă duci la gunoi, mă duci. Dar trecând mașina de gunoi la poartă, tu te duci și la rungi în marginea apei. Pe împăși, tot felul de... Trebuie dat să faci exemplu și amendați. Săraci băieții, nu puteam să se liniștească. Toată gunoiile aia, nu am găsit ceva. Domnul Furzado mi-a luat clădirea să deși, că atunci am putut bani, vrea, cu 2-3 ani, vrea să închiria el, să facă un cabinet de psihiatrie. Da, să deși nu îmi consultăm, să pierd dacă e tot să facă. Dică cabinetul degeaba? Da, să fie. Tot pune ca așa la capul, nu știu că au. Da, și iar dau dispoziții ca să nu... Să facem gara să aici de la Port Astrău până în malul ăsta de, da, către Țâbuschi sau cum să... Pe lângă totul, da, da, da. Facem gara efectiv, cu riscul că ne mai punem niște cetățeni de acolo în cap, care au acces la proprietățile alea, dar nu se mai poate. Mă rog să mergeți să vedeți... Depozitare din bunul aia. Extraordinar din bunul aia, din construcții, din tot... Prin noapte, nu știu. Și acolo nu se poate pune o cameră. Da, e, da, e o cameră, da. Dar cum? Spreci că sunt întâlnieri, să-i întâlnieri, să-i pui orice pe partea aia. Vin foarte mulți și la Cumănești, acolo. Și rămân cu noi aici. Deci, cu noi,
și la gunoi, cât înseamnă că eu sunt primul responsabil, eu iau mea, sunt de la fiți. Dacă se duce la 15 km în Balea sau în primar, ce să mai înțelege? Și dacă se duce, ești scârbă să te uiți acolo, ce mizerie aduce și ce... Când e vorba de o braț de crengi, sau de, nu știu de asta, dar mă, mai, suntem oameni toți și la țară cu pală de fânt sau de iadă, parcă nu e așa exagerat. Poate de ce ai mai voie să vezi? Dacă la nostru pepăr și pune... Soate minune. Poate, poate, poate. Nu, e normal, e normal. Asta e bun, e că nu e bun, 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 e acolo s-a luat. La 43 de kilometri duci 2 sate de cupeta. Deci a fost un muncitor. Da, mașina trece. Nu venea cel de la Comănești cu saci de pepăr să-i ducă la Răchitiș. Unul care s-a luat cu drumul de bălemne, oricineva. Da, da. Să continuăm cu podiețele peste rigolele care le-au făcut astea de atunci de ține, pot îmi permite vremea, cu ridicatul capacelor la cotă, am avut și acolo niște discuții, dar tot așa... Da. Chiar rog specialiștii, dacă sunt atât de specialiști, dom'le, vină să-i consultăm, dați-le sfaturi, poate noi nu ne pricepem cu ingineri care avem, proiectii care le avem, poate este nu suficient, de deștepți oamenii ăștia și vin să ne spună că fă așa sau ce poate. Au și oamenii dreptate, bine că omul nu e informat. Capacele astea care spuse, le pus acum noi, acum la cu 2 ani, de ridică, le strecă, le aruncă și pune altele. Pentru ce? La cele nu sunt bune, să le folosesc pe cele care le mei. Asta am zis, haideți cu noi acolo și ne spuneți metoda prin care se scoate în capacul ăla. Deci să ridicăm în sus. Eu am încercat să facă acolo în comunii lămurii, da. Păi tocmai asta zic. Da, eu nu... Vină dacă sunt oameni atât de deștepți să ne spune, domnule, scoate vina ta, zi-mi cum și o ridică la sus, fără să te gândească. Ele sprinse în două. Nu cât spune personal sau așa. Așa spune, măi, de ce ridică capacul să face praf, că e bun, și pune altul. Ele sprins în două straturi de asfalt. Da, cum o să ridică? Îl taie primul strat, ca să nu degradeze, nu? Primul strat, dar la al doilea strat nu mai ajunge. Trebuie să ai o plan să fie un metru, sau ce să fie. Nu mai ajunge. Și trebuie să-ți spargă cu picamărul ca să poți să ridici. El e fixat acolo, e prins. Cum să ridici altfel? Cum să ridici altfel, nu? N-ai cum, astea sunt metodii, nu eu le-am folosat și m-am dat. Știți, Capăieștiului, prin toate zonele, așa s-au făcut. Nu noi suntem primii, nu noi am descoperit roata acum, care facem chestia asta. Da, dar dacă nu înțeleg, uite, dar vine măcar și cere părere, sau întreabă prin primărie. Dar nu sunt primării, nu sunt primării. Dar de unde eu dau mie anumită bani? Tot timpul pune pe Facebook. Banii primare, eu trebuie pe un loc, care-i plătim acum aia. Da, are un loc. Din banii primării, din banii țile, din banii noștri. Da, dar... Sunt banii ai țării, nu se duc pe prostii. Dar de asta ne ducem într-o zonă, că dacă se ducă și noi, dar nu mai e ca fel bun. S-au căutat soluții, eu știu, au fost unii, că de ce n-ați ridicat înainte capacele, dar să rămână așa, strâmbi, să rămână unul într-o parte, unul în alta. Vreau să vedeți cu Maria, asta e o frate. Așa s-au făcut din toate. Așa s-au procedează, v-ați făcut. Da. Și la podurile astea care le mari, că am iau-s aminte acum, astea peste Cloruș, au venit, au turnat covor asfaltic și după aceea au venit și au tăiat covor asfaltic la îmbinarea podului cu piciorul și au pus brigolele alea care sunt pe au venit și au tăiat. Și au putea să facă de la început așa. E o chestie de care... Păi da, dacă ei la început au început turnatul dintr-o parte în alta și după aceea, după ce s-au întărit, au venit și au tăiat. Ia ce v-ați vrea, ce vedea domnul de la tăia? Hai să-mi spune. I-a dus la putere. Păi ia și v-ați spune ce nu e aceea. Da. Hai să-mi spune. Da, o să-mi spune. Mi-a dat ședința închisă. Vă mulțumim. Ați scăpat de-aia.